Povestim și așa, ne gândim că alte fete la anii noștri nu știu ce aia viață, nu știu ce aia muncă, numai băieți, discoteci. Da, ai un prieten acum? Da, pot să zic că am, dar e acasă. E acasă, ne auzim la telefon, pe net. Nu e o relație chiar așa de serioasă, dar este puțin greu să stau departe de familie, dar știu că fără sacrificii nu putem să ajungem acolo unde ne dorim. Gimnastele pot primi vizitele familiei o dată pe lună. Acasă merg o dată pe an, iar la telefon pot vorbi cu cei dragi când vor ele. Da, ți-am zis că o să vorbim numai de Mica. Ce mai face? Altceva deocamdată. Bine. Am pățit ceva la picior. Mi-a rupt înghea. E greu pentru fete. E greu și pentru coordonatorul lotului. Sunt momente în care ar fi plăcut să văd mai mult din evoluția propriului copil. Am avut noroc de o familie deosebită, de o soție deosebită și de un copil deosebit. După 22-30, când se dă stingerea, găsesc timp să vorbesc la telefon cu familia, să mai lenevesc și eu prin camera. Adevărul e că mă învăț așa și aș vrea să fac multe și nu prea știu de ce să mă apuc, dar da, zic că îmi găsesc vreme și oricum nu vreau să mă victimizez. Este ceea ce doresc să fac, ceea ce fac cu plăcere. Mi-a fost mai greu într-o primă etapă pe care am petrecut-o aici, cam din 93 până în 98, asta sunt pe care am plecat acasă și am realizat că greu cu greu, dar mai greu fără greu. Pentru Nicolae Forminte presiunea e și mai mare. A preluat lotul național într-un moment în care toată lumea a crezut că performanțele gimnastelor vor fi doar amintire, după retragerea cuplului Belu-Bitang. Au fost momente în care mi-am pus întrebarea ce mi-a trebuit să mă bag în chestia aceasta și că poate era mai bine să-mi fi căutat un alt drum. Dar nu regret, pentru că eu sunt ceea ce sunt datorită gimnasticii și am considerat că este o datorie pe care am făcut că de a nu mă da la o parte atunci când era nevoie ca cineva să preia, să încerce să ducă mai departe tradiția în gimnastică românească. Nu că nu s-ar fi găsit altcineva, dar dacă mi s-a oferit această posibilitate, am considerat că este imoral din partea mea să spun nu. Adeva lucrează intens să cucerească lumea. În liniște. Tot în liniște își savurează victoriile naționale, europene, mondiale și poate, de ce nu, cât de curând, olimpice. Și pentru politicieni și pentru oamenii care răspund vreodată ca un flash, da, pa, pa, de ce mai departe. Nu e ceva material, nu e ceva ce aduce bani, imagine, dar buzunarul și interesul meu e mai mare decât, nu. Gimnastele s-au obișnuit să fie ignorate. Nici presa, spun ele, nu o mai citesc. Se vorbește doar despre fotbal. Mă enervează faptul ăsta pentru că dăm mai de fotbal, fotbal, fotbal și iar fotbal. Fetele au însă umor. De la ele am învățat că dacă gimnastica ar fi ușoară, s-ar numi fotbal. Gimnastele sunt fetele care, în loc de prăjituri, iau stimulente de efort. În loc de grupul de prieteni, au antrenori. Fac sacrificii ani în șir pentru un moment unic în care vor să strălucească, să lumească o lume întreagă. Când le veți privi evoluând la Beijing, gândiți-vă măcar o clipă câte ore de antrenament, câte lacrimi, câte sacrificii sunt în spatele fiecărui exercițiu executat perfect.